Astăzi vom vorbi despre pierderi și iată că contextul pandemic, din păcate, a venit cu foarte, foarte multe pierderi și cred că ar fi o listă foarte lungă în care putem menționa probabil pierderea unor persoane dragi prin dispariția lor sau pierderea unui job sau pierderea unor relații profesionale sau a contactului cu prietenii, de asemenea poate sentimentul pierderii unor libertăți prin restricții, poate pierderea posibilității de a călători și de a avea vacanțe. Iată, sunt foarte multe forme de pierdere și astăzi încercăm, bineînțeles, să venim și cu soluții, să vedem pierderea ca pe un soi, ca pe un proces de transformare și de evoluție personală, ca pe un soi de oportunitate. Și alături de noi este astăzi Diana Vasile, psihoterapeut, psiholog clinician, cadru didactic universitar, președinte și membru fondator al Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Iar cartea pe care vă recomandăm astăzi și pe marginea căreia venim înaintea noastră cu informații legate de subiectul nostru este Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic de Verena Castro, o carte publicată în colecția Jungiana a editurii Herald. Și aș începe discuția noastră chiar de la aceste faze. Care sunt fazele procesului psihologic și cum reușim să trecem peste fiecare fază în așa fel încât să ajungem cumva la un soi de conectare cu noi înșine și, bineînțeles, un soi de reconectare cu lumea din jur? Mulțumesc mult pentru invitație, Sorin, și chiar cred că este o discuție foarte importantă, pentru că pierderile întotdeauna au acest potențial de a ne deconecta de noi. Sigur că nu este obligatoriu să se întâmple așa și aici aș vedea mai degrabă discuția despre oportunitate, despre dezvoltare, despre transformare și în același timp, chiar dacă o fac, deci chiar dacă ne deconectează pe noi, asta nu înseamnă că am pierdut toate șansele de a ne reconecta și de a ne transforma. În primul rând, aș vrea să subliniez că pierderea este un aspect natural din viața noastră. În mod natural, atunci când ne dezvoltăm noi, fie finalizăm niște etape, da? Terminăm un ciclu și începem un ciclu nou, o etapă nouă, un pas nou și asta înseamnă să pierdem ceva din etapa anterioară. De aceea îmi vine să spun că evoluția ne-a dotat cu o capacitate de a trăi pierderea ca pe o parte naturală din viață și a ne pregăti pentru această traversare și această trecere într-o nouă etapă. Acum, când pierderea poate să ne perturbe și atunci vom vorbi de acele etape sau o să ne vină nouă mai clar în minte, vom vorbi de o nevoie de a rămâne noi cumva întregi, dar pentru a rămâne întregi, asta înseamnă că avem nevoie să ne fi dezvoltat suficient încât persoana mea să am această înțelegere a persoanei mele ca fiind separată de celălalt sau de obiecte sau de fenomene, de întâmplări. În momentul în care această înțelegere de persoana mea ca un întreg separat de celălalt, atunci eu pot să mă desprind de persoana celuilalt sau de obiect sau să finalizez o activitate cu minimum de trăire de pierdere. Și acum încep să vorbesc despre etape și să vedem cum se simt etapele în varianta cumva firească a doliului, firesc, natural, sănătos și când începe trăirea de pierdere și doliul aferent ei, să fie greu, dificil și chiar să ne genereze complicații. Deci prima etapă este de a înțelege că există un final. Dacă finalul acela este așteptat, este preconizat, este dorit, minime sentimente de regrete, de plângere, de desprindere treptată, minime, dar sunt. Întotdeauna noi avem o capacitate de a trăi finalul atât cu tristețe cât și cu bucurie.
Și atunci etapele acestea ale desprinderii, ale finalelor, ale pierderilor, sunt acceptarea finalului, acceptarea însemnând s-a terminat. Nu înseamnă că l-a acceptat toată experiența, ci acceptă acel final, a ceea ce s-a întâmplat. Confruntarea cu ceea ce s-a întâmplat. Și care poate să fie o variantă firească, ok, s-a terminat, sau poate să fie, nu, nu e ok că s-a terminat, pentru că eu mai aveam nevoie, făceam ceva, deci este o pierdere bruscă. Nu e o pierdere cumva preconizată. Deci, această fază, poate, cum spuneam, poate să fie firească sau poate să fie în varianta șoc, dacă există pierdere bruscă sau pierdere nedorită sau pierdere a ceva extrem de semnificativ pentru mine. Și vorbeai de persoane, vorbeai de proiecte profesionale, vorbeai de activități care ne dezvoltă, care ne susțin, care ne reglează, ne împrospătează. Deci șocul, care poate să fie un moment de înțepenire, pentru că nu ne trebuia acest final. După acest moment de șoc, am nevoie să mă, adică trebuie să mă confrunt cu o altă realitate foarte diferită de cea pentru care eram pregătită. Și atunci apare un amalgam de accept că s-a întâmplat, dar nu-mi convine. Și atunci este un amalgam de furie, de nemulțumire, de frustrare. Și cu momente de, da, s-a terminat, dar s-a dus, dar s-a finalizat, dar a murit. E un soi de luptă internă, dinamică internă, dacă o vrem mai frumos spus, da? Sau în varianta mai complicată, luptă, conflict, între înțelegerea și capacitatea mea de a merge și nevoia de a merge mai departe și dorința de a păstra legătura cu modul de funcționare specific momentului, proiectului, persoanei despre care vorbim că am pierdut-o. Acest moment de conflict intern, această dinamică internă în varianta poate cea mai simplă, cea mai ușoară, este o perioadă care tulbură de regulă persoana mult. Poate să fie scurtă, în funcție de tipul pierderii, sau poate să se prelungească această perioadă de dinamică internă. Cert este că, în mod spontan, psihicul este făcut să potolească acest conflict. Psihicul nu poate trăi în conflict prea multă vreme. Și atunci trebuie să facă ceva cu acest conflict. Fie la stupă, care nu e varianta cea mai sănătoasă, cea mai bună, fie îl transformă. Dar ca să-l transforme, să existe acea oportunitate de care vorbeai tu, acea ocazie de transformare, are nevoie să deplângă ceea ce a pierdut. Deplângerea asta, jelirea asta, de care ne vorbește și autoarea, mult și bine, da? Deplângerea aceasta are un rol, vine să spun, de spălare acestui conflict. Exact la asta mă gândeam și eu, de purificare, de curățare. De curățare, exact. Și sigur, noi putem să vorbim sau să folosim cuvinte frumoase, metaforice, dar în termeni psihologici este un mecanism de reglaj. Adică ne dă posibilitatea de a vedea ce a fost semnificativ în relația cu persoana respectivă, de ce a fost semnificativ în proiectul respectiv, de ce a fost semnificativ în activitatea, în obiectul respectiv. Și aia ne spune despre noi. Și atunci păstrăm din acel conflict, din acea dinamică, ceea ce ne este specific nouă, ceea ce noi avem nevoie, ceea ce este potrivit pentru noi și ne deschidem în continuare spre lume. Partea noastră, din nou, o avem în dotare, deschiderea către lume. Și reglajul și capacitatea de a ne conecta cu altcineva, cu altceva, cu altă activitate, să ne investim într-un alt proiect. Sau, sau mă gândesc dacă ne-am deconectat, posibilitatea de a ne reconecta. Exact. Aici e toată povestea, că dacă eu intru în acest conflict și acest conflict intern e atât de puternic pentru mine încât eu trebuie să mă desprind și se produce ceea ce la noi în psihologia traumei se numește disociere. Ca să nu mai simt conflictul, eu nu mai simt. Nu că rezolv conflictul, nu că îl spăl. Da? Și atunci e un soi de mecanism de apărare? Exact. E un mecanism de apărare, dar nu un mecanism de reglare.
Și atunci aici va face diferența între problemă, dezvoltarea de dificultăți ulterioare, care dificultăți înseamnă repetitivitate, înseamnă angajarea în activități nepotrivite, înseamnă mutarea atenției pe ceva stimulativ care să acopere conflictul, sau dimpotrivă această jelire care înseamnă a fost important pentru mine, adică o procesare a ceea ce e important pentru mine și nu neapărat rămânerea agățat, blocat, înțepenit, da? În contactul cu obiectul sau persoana sau proiectul dispărut, finalizat. Uite, am o întrebare, pentru că campania noastră se numește traumă, obstacol sau oportunitate, pentru că tot am vorbit puțin mai devreme, da, și am amintit de multe ori cuvântul oportunitate. Persoanele care au suferit, să spunem, traume timpurii, da, sau chiar în copilăria mică au avut parte de episoade traumatizante, trec mai greu peste pierdere față de persoanele, să spunem, care au avut un climat mai sau o atmosferă mai empatică cu părinți care au înțeles nevoile copilului, cu părinți care au fost alături de copii și copiii i-au simțit alături față de ceilalți. Sigur, sigur. Cu siguranță cercetările arată că noile pierderi din perioada adultă vor fi abordate în funcție de aceste capacități și mecanisme de reglaj, adică de capacitatea psihicului de a traversa aceste faze și de a le traversa exact cum sunt ele făcute să le traversăm. Dar mecanismele noastre de reglaj se dezvoltă și ele în copilăria noastră, împreună cu persoanele de care vorbim, semnificative, părinți, familie, profesor și așa mai departe. E, dacă în copilăria timpurie însă, fie au fost perturbate aceste mecanisme de reglaj, fie am pierdut semnificativ din aceste persoane, atunci psihicul nu a apucat să dezvolte mecanismele de reglaj. Și atunci se va bloca în aceste faze. Nu va putea să le ducă. Nu, e ca și când spuneam, nu poate duce procesul de curățare până la capăt. Și o nouă pierdere pentru el va însemna un blocaj într-o trăire, da? Fie în prea multă tristețe și apăsare, și avem persoanele care merg mai degrabă în sfera depresivă, fie prea multă furie și sunt poate persoanele care sunt agresive, tensionate, da? Puse pe ceartă în urma unei pierderi. Tot timpul rămân într-un conflict exterior cu celălalt, pentru că așa se manifestă conflictul intern. Fie într-o senzație de gol interior și atunci senzația de gol, de deconectare este cea care rămâne înțepenită în persoană. Și aș mai adăuga eu, dacă îmi permiți, sentimentul de vinovăție pe care de altfel îl și invocă în carte Verena Cast când vorbește despre mânia neexprimată, apropo de furie, furia aia transformată într-o mânie mocnită, neexprimată, nescoasă afară, și veșnicele sentimente de vinovăție. Dacă aș fi făcut așa, dacă aș fi spus așa, poate nu s-ar fi întâmplat și așa mai departe. Pentru mine, ca traumatolog, sentimentul de vinovăție care rămâne o înțepenire în persoană, deci se blochează în persoană și o împiedică să se transforme, o împiedică să evolueze, o împiedică să-și găsească o nouă realitate bună, adaptată și transformativă pentru ea, are un rol foarte important. Are rolul de a proteja persoana de una dintre trăirile din conflictul acela. Da? Ai vorbit despre furie, ai vorbit despre mânia mocnită, vorbim despre sentimentul acela de gol, de pierdere, dar cel mai important pentru mine, încă o dată ca psiholog preocupat de traumă, este sentimentul care nu are o finalitate de vreun fel, de neputință în fața tuturor lucrurilor. Adică, dincolo de toate lucrurile pe care le-ai făcut sau nu le-ai făcut, există această trăire internă, care nu e o emoție atât de evidentă ca toate celelalte, cum e furia, tristețea și așa mai departe,
rămâne o parte care înseamnă o experiență de neputință în fața pierderii. Pentru că pierderea este despre celălalt, pierderea este despre obiect, pierderea este despre activitate. Eu sunt altceva. Și atunci eu nu pot modifica lumea exterioară întotdeauna așa cum îmi doresc, nu pot păstra așa cum îmi doresc, nu pot. Și acest nu pot, e experiență pur și simplu. Ea generează emoția de furie, de tristețe, de deconectare. Dar dacă eu rămân conectat cu mine, eu îmi dau seama la un moment dat că nu pot. N-am putut mai mult. N-am putut să fac ce mi-aș fi dorit să fac și mă gândesc eu acum că poate ar fost bine. Și asta este o experiență, nu este o gândire. În timp ce vinovăția are e un mecanism care combină trăirea cu gândirea. Și atunci vinovăția asta ne face să credem că am fi putut acționa diferit. Asta înseamnă că pe mine nu mă ajută să procesez, să curăț, să spăl neputința. Și mă va păstra în tristețe și furie și voi face schimb permanent între tristețe și furie, rămânând un cerc vicios, un doliu permanent și o plângere permanentă, dar nu o jelire reală. Abia când jelesc cu totul neputința mea firească de ființă umană, atunci este jelirea pe care și Venera Casta o pune lumină, este jelirea sănătoasă și vindecătoare și transformatoare. Când plâng, nu că am pierdut, ci că nu pot schimba lucrurile. Și atunci este o conectare cu mine. Este o întoarcere la sine, da? Și de atunci începe reconstrucția, transformarea și creșterea. Și atunci vinovăția aceasta este tot un mecanism emoțional, cognitiv, care blochează transformarea. Ce rol are travaliul de doliu în transformarea noastră personală, în regăsirea sensului vieții și aș adăuga eu chiar în procesul terapeutic post-traumatic? Aș zice că travaliul de doliu este un proces în sine care este necesar să fie făcut de orice persoană care a pierdut ceva. El, din nou, se poate face natural, că oamenii au făcut asta din toate timpurile și au descoperit etapele și au construit ritualul pentru fiecare etapă. În același timp, în psihoterapie, se poate reproduce cu ritualurile specifice psihoterapiilor. Da? Deci, psihoterapia, în esență, presupune să ai ritualul, să ai mecanisme prin care tu să ajuți omul să iasă din blocajele, din etapele descrise. Adică cel care a rămas în nu s-a întâmplat, nu se poate să fi pierdut. Adică nu acceptă nici măcar experiența, nu mai zic de transformarea interioară. Faza de negare. Faza de negare totală. Dar negare totală nu doar că eu m-am transformat, ci și că realitatea e diferită. Pentru că pierderea înseamnă să traversezi dintr-o realitate în altă realitate. Da? Și atunci psihoterapia ajută oamenii care s-au blocat în etape diferite ale procesului de pierdere, adică ale procesului de doliu. Pentru că doliu pentru noi înseamnă tot procesul, de la cap la coadă, adică de la momentul pierderii până la recuperare. Ăla e travaliul de doliu. Și, desigur, încă o dată vorbesc despre noi ca psihoterapeuți, noi facem un travaliu de doliu dacă el este blocat. Deci noi stimulăm procesul natural care s-a blocat între timp. Deci asta e semnificația pentru mine în psihoterapie. Psihoterapia va însemna să sprijine omul, să stimuleze omul în mecanismele lui reglatorii ca să poată să traverseze mai departe etapele și să ajungă în faza de oportunitate și de reconstrucție. Cu alte cuvinte, pierderea, da, va fi o experiență care îl obligă pe om la reconstrucție și remodelare. Treaba noastră ca psihoterapeuți este să facilităm acest proces sau să-l deblocăm dacă el s-a blocat.
Uite, mă gândesc în timp ce te ascultam, mă gândesc la lecția de viață, pentru că și pierderile sunt niște lecții de viață, cu siguranță, la lecția de viață a unui nou început. Și probabil cu toții am auzit de persoane atât de puternice pe interior, încât au avut această capacitate de a se adapta unor situații noi, de a trece relativ mai ușor decât alții peste o pierdere și de a o lua de la zero. Am pierdut afacerea, am pierdut, eu mai știu ce, casa, am pierdut banii, am pierdut o relație foarte importantă, o căsnicie până la urmă, uite, printr-un divorț. Și vine etapa aceasta cu monumentul de reconstrucție ca într-un puzzle, bucățică cu bucățică. Da, da. Este ce spui tu, face cumva referire la persoanele care au o bună definire de sine și care înțeleg că ei sunt ei, alții sunt alții, produsele sunt produse, produsele activităților, jobul, căsnicia, da? Căsnicia nu ești tu, parteneriatul nu ești tu, proiectul de lucru, de job, nu ești tu. Tu ești tu, restul sunt lucruri pe care le poți face împreună cu alții și îl poți duce la un anumit tip de dezvoltare sau se poate finaliza. Și atunci acele persoane despre care vorbești tu că sunt mai tari sau mai capabile să o ia de la zero sunt persoanele care se cunosc suficient de bine pe ele și știu că forța de construcție, forța de dezvoltare, forța de înnoire este în interiorul fiecărei persoane. Și atunci nu se agață. Când vorbeam un pic mai devreme de etape, dacă negi realitatea pierderii, da? Atunci ești obligat să te înțepenești în vechea realitate sau în vis. Da? Pentru că ai spus, un proiect de job, da? Un proiect, o afacere, o căsnicie, o persoană dragă. Toate acestea înseamnă și construcție internă. Ce am pus eu în proiectul acela de afaceri? Ce am pus eu în jobul respectiv? Ce am pus eu în căsnicia respectivă? Ce am pus eu în persoana respectivă? Pentru că toți, de la persoană până la celelalte proiecte, au o existență de sine stătătoare, dar au și o existență în interiorul meu. Dacă eu mă atașez prea mult de ceea ce este în interiorul meu, nu o să dau drumul niciodată. Poate să și moară persoana respectivă, căsnicia poate să fie moartă de mult, proiectul să nu mai dezvolte nimic și așa, afacerea să se fi dus praf. Și o să rămân cu iluzia, cu visul, cu fantezia din interiorul meu pe care am dorit-o. Și atunci rămânem înțepeniți în primele faze. Eu în continuare voi simți parte din celelalte etape care înseamnă conflictul, acea dinamică. Dar nu mă mișc înspre, nu-l consum pe acel conflict. Nu mă duc mai departe să-mi trăiesc trăirile și să mi le jelesc. Altă categorie de oameni este nu mă atașez doar de ceea ce este în interiorul meu, mă atașez de prezența concretă a acelor elemente. Eu vreau ce a reprezentat afacerea, eu vreau jobul respectiv, eu vreau persoana respectivă, pentru că mă anulez pe mine. Adică eu mă văd doar prin intermediul acelei persoane, prin intermediul acelui job. Adică mă definesc pe mine prin prezența sau rezultatul bun, da? Al mariajului bun, al afacerii bune, al jobului bun, mă definesc prin asta. E o formă de dependență. Exact. Este varianta dependentă. Da? Și atunci, toate aceste, adică aceste două fațete vor face prezent sau vor da conținut expresiei traumă ca obstacol. Când persoana este conștientă de sine și vede propria dezvoltare, propria capacitate de reglare și vede pierderea ca o parte inerentă în viață, cum spuneai mai devreme, da, se întâmplă și trece. Da? Și cum viața ne arată că, da? Se întâmplă ceva, se termină, se întâmplă, se termină. E o creștere și cu un final. Da? Și nu toate lucrurile sunt făcute să dureze o veșnicie.
Atunci noi putem să fim mult mai împăcați cu finalul și atunci putem să trecem mai ușor prin aceste etape ale pierderii, pentru că putem să spunem, da, s-a terminat. Poate n-am vrut să se termine, dar s-a terminat. Nu mi-am dorit, am nevoie de căsnicie, de job, de afacere. Ok, caut o altă persoană, caut un alt job, caut o altă afacere. Pentru că asta mă dezvoltă pe mine și mă transformă pe mine. Uite, mă gândeam tot așa, un ultim exemplu pe care îl dau, mă gândeam la cât de pregătiți sau nepregătiți suntem, apropo de pierderea persoanelor foarte dragi, mă gândeam la pierderea părinților. Da. Ai seama că un alt fel de impact emoțional are pierderea unui părinte la o vârstă fragedă, nu știu, 10, 15, 20 de ani, da? Când poate mizam la acel moment și pe sprijinul sau pe ajutor sau măcar pe sfatul părintelui, da? Și alta este, nu știu, la, da, acum așa, întâmplător o cifră, o vârstă, 40, 45, 50, 55, poate 60 de ani, când te gândești că, din păcate, nu mergem spre tinerețe, mergem spre, da, spre bătrânețe și moartea este, până la urmă, o certitudine. Da, doar că atunci când vorbim de pierderea unui părinte în prima parte a vieții, lucrurile nu mai sunt despre părinte. Adică una e, vezi aici, pentru mine ca psiholog de traumă, lucrurile sunt foarte diferite în ceea ce vrește persoana și rolul persoanei. Deci când e vorba de mine copil, eu depind în dezvoltarea mea de ceea ce face părintele. De pentru care dispariția lui perturbă procesul meu de dezvoltare. Dacă el va presupune și o transformare a mea în sensul bun al cuvântului, asta depinde de mulți factori. Depinde de cât de bun a fost reglajul de până atunci, depinde de modul în care trăiesc ceilalți pierderea, adulții de care eu depind în reglaj, cum trăiesc ei pierderea, dacă o duc în varianta bună, da? A doliului sănătos sau se blochează, de mediul pe care îl am în jurul meu. Asta ca să subliniez trei elemente. Da? Cumva să avem o discuție, să nu se prelungească foarte mult. Când e vorba de adult, adultul nu mai depinde atât de mult de părinte. Nu mai are nevoie de el, dar nu mai depinde în dezvoltarea reglajului său. Și modul de traversare a perioadei de doliu depinde mult mai mult de el decât de celelalte două, adică de persoanele din jur și de mediu. Dar va depinde și de celelalte. Pentru că dacă în mediul tău o să ți se spună, ai dragă, tatăl tău avea 90 și tu ai 40, pă bune, trebuia să moară. Asta îți spune despre eveniment, adică despre moartea tatălui, nu spune despre pierderea ta. Ori moartea tatălui, moartea părintelui versus pierderea mea sunt totuși două lucruri diferite, chiar dacă fac referire la aceeași realitate. Și atunci, pierderea este despre mine, moartea este despre celălalt. Sau divorțul este despre ce s-a întâmplat între noi. Pierderea mariajului este despre mine. Eu voiam un mariaj, eu îmi doream un mariaj. Mă doare că l-am pierdut și trebuie să traversez toate etapele ca eu să pot să mă reconstruiesc, să spun am nevoie în continuare de o persoană și să pot să dezvolt o altă relație. Dacă vorbim despre afacere, moartea afacerii este una, falimentul e una, pierderea mea este altceva. Este ce reprezenta pentru mine afacerea respectivă, ce am avut eu nevoie acolo, ce din mine am pus acolo. Aia trebuie transformat și atunci, da, am șansa la o nouă afacere. De-aia antreprenorii n-au o afacere de succes. De regulă, da, au multe afaceri pe care le-au dezvoltat și unele pe care le-au pierdut. Și asta i-a dezvoltat capacitățile de a fi oameni de afaceri. Pentru că nimeni nu crește adică nu ajunge la succes numai din experiențe de dezvoltare și de creștere, ci și de experiențe de pierdere, pentru că te fac să cunoști, să te cunoști mai bine. Și mediul, și cum merg lucrurile, dar și pe tine.
Și atunci aici vreau să mă întorc din nou la pierderea părinților, că pierderea părinților e altceva decât dispariția părintelui. Exact. Dispariția părintelui este despre părinte. Pierderea părintelui este despre nevoile mele, despre dezvoltarea mea în raport cu părinte. În perioada copilăriei, e foarte importantă contribuția părintelui în dezvoltarea mea. Nu mă pot dezvolta singur. Exact. Deci nu doar că mizez pe el, că cumva când spunem mizez pe el, e ca și când aș face ceva conștient și cu claritate. Pur și simplu, copilul se dezvoltă prin părinte. Și părintele are o contribuție semnificativă la dezvoltarea lui. De aceea pierderea unui părinte în copilărie este turbulentă pentru orice copil. Faptul că se poate traversa rezonabil această perioadă cu minime perturbări, da, ținând cont de cele trei caracteristici. Caracteristicile copilului, modul în care își duce doliu, părintele rămas și persoanele din jur, din familia restrânsă, și mediul cât de prietenos este, cât de stimulativ este, și mă refer aici la persoane, înseamnă celălalt părinte, familia extinsă, profesorii, prietenii, da? Care încep să se îmbine cu ceea ce înseamnă mediul copilului respectiv, care facilitează traversarea etapelor sau blochează persoana copilului într-una dintre etape. Încheiem într-un ton, aș spune, optimist, spunând că pierderea este și un proces de transformare. Este un nou început, este până la urmă o oportunitate pe care, iată, ne-o oferă viața. Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic de Brenna Cast, o carte publicată în colecția Jungiana a editurii Herald. Am vorbit astăzi despre pierderi și despre relația între pierderi și traumă. Alături de noi a fost Diana Vasile, psihoterapeut, psiholog clinician, cadru didactic universitar, președinte și membru fondator al Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Îi mulțumim din suflet. Noastră, nu uitați să ne urmăriți în continuare pe pagina oficială de Facebook Herald și de asemenea pe canalul de YouTube Herald, unde veți găsi materiale extrem de interesante cu invitații noștri. Încă o dată mulțumim Diana Vasile, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă, la revedere!